E posibil, nu știu, într-o interpretare să fie considerată alergare naturală. Așa, dacă nu vrei să dai penalti, dar altfel există elemente clare. Se va duce Cătălin Popala. VAR este chemat de Hațegan, ceea ce înseamnă că Ovidiu Hațegan consideră că a fost penalti clar. Dar decizia îi aparține lui Cătălin Popa. Haideți să vedem ce relor vizionează în timp real. E hands, nu-i așa? N-are cum să nu fie. Lasă mâna în spate, nu e alergare naturală. Probabil se va calcula puțin și distanța. E posibil să se considere că nu este o distanță de un metru. Asta așa dacă ar fi, dar e penalt. Cătălin Popa a lăsat jocul să continue, dar Ovidiu Hațegan intervine, iar Ucluj are o lovitură de pedeapsă în minutul 24. Și cred că e o decizie corectă. Nu bate Tiam, interesant. Sau, să vedem, el bate? El ar trebui să bată, e cel mai în formă jucător al universității și, într-adevăr, el va executa, spuneam, 7 goluri marcate de Mamadou Thiam în acest sezon. Și încă un detaliu interesant: de câte ori a marcat Mamadou Thiam, Ucluj nu a pierdut, iar atunci când a marcat aici pe Cluj Arena, echipa s-a câștigat. Asta ca o statistică interesantă. Elan scurt al lui Mamadou Thiam, apără Ioani, Thiam urmărește, dublă paradă a lui Ioani. Ce nebunie de meci, ce nebunie de început de meci, de fapt. Rămâne 0-0, dar nu știu pentru cât timp. And